Mă adresez dumneavoastră spre a vă informa cu privire la concluziile controlelor de prevenire executate de personalul inspectoratelor pentru situații de urgență județene și București-Ilfov la unitățile sanitare cu paturi. Astfel, în ultimele 12 luni, au fost efectuate controle de prevenire a incendiilor la 657 de unități sanitare cu paturi, cu prilejul cărora s-au constatat 4289 de încălcări ale legislației privind apărarea împotriva incendiilor, 17% dintre aceste, fiind soluționate operativ pe timpul acestor acțiuni preventive, scria Dania Mandi, șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, într-un raport adresat Ministrului Sănătății Sorina Pintea în aprilie 2019. Raportul care a intrat în posesia Newsweek România detalia care sunt cele peste 4200 de nereguli grave identificate și propunea măsuri pentru remedierea acestora.